Facebook Profile Ecaterina Cojocaru. Cum începe ziua Ecaterinei Cojocaru? Ziua începe de la emoții frumoase, după care o ceașcă de ceai bună și după care lecțiile la universitate. Fac facultate de marketing și logistică pentru că aceasta am spus eu că mă va ajuta pe parcursul vieții și în cariera muzicală și în general. Cum petreci timpul liber? În timpul liber iubesc foarte și foarte mult să cânt. Acesta este hobby-ul meu principal și, desigur, dansurile, yoga. De la ce vârstă ai început să cânti? Am început să cânt de la o vârstă fragedă, atunci când părinții mei au spus că sunt un omuleț care mereu nu poate să stea locului și m-au dat atunci la dansuri, am făcut câțiva ani la Codreanca, după care am spus că voi merge pe cariera muzicală pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt. Ce îți place cel mai mult în meseria de artist? Cel mai tare îmi place să comunic cu publicul pe scenă, pentru că atunci când îi simt sinceritatea și toată atitudinea pe care o au, atunci mă dau și eu absolut toată, și adică îmi dau toate emoțiile acestui public. Câte ore pe zi stai pe Facebook? Facebook-ul și toate rețelele de socializare deseori pot să-mi ia mai multe ore pe zi, dar chiar cred că este o boală, aș spune, a secolului 21-lea și aș vrea să mă dezvăț un pic de chestia asta. Ce postezi cel mai des pe pagina ta de Facebook? Cel mai des postez muzică. De fapt, și îmi place foarte mult să fac fotosesiuni, am multe poze profesionale. Ce înseamnă pentru tine Facebook-ul? Facebook-ul pot să spun că este o undă care ne unește acum, pe toți noi, atât tinerii cât și maturii. Este o rețea care, da, noi nu ne întâlnim în realitate, dar știm cine și ce mănâncă, cine și ce face, unde dansează, la ce club de noapte a fost și tot așa. Adevăr sau provocare? Provocare. Cântă ceva pentru emisiunea Beauty and Facebook.